Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Iasmina și astăzi îți propun să facem împreună un peisaj. Poate ai văzut unboxing-ul de ieri și acolo ți-am povestit despre un canal de YouTube și anume cel al Natashei Newton, care m-a inspirat foarte mult prin paleta de culori. Și îți propun să folosim acea paletă pentru a face un peisaj ușor diferit decât ce înțelegem noi de obicei prin peisaj. Am aici o hârtie Hanemule 300 de grame raf. E de celuloză și e din setul Hanemule Selection. Cred că se va preta bine pentru acest proiect. Și haide să începem. Am să iau Shadow Violet pentru a face munții. Am făcut deja schița după un videoclip de-al ei, dar execuția e un fel de abordare personală, nu este după videoclip. Dacă nu mă înșel, ea îl face pe acesta în creioane colorate, dar am vrut să fac o combinație de acuarele și goașe. Vedem ce va ieși. Sunt foarte curioasă și de acuarele, pentru că eu de obicei nu lucrez pe suprafețe foarte mari și unele culori de la Daniel Smith, și anume cele care scindează în diferite nuanțe, le poți vedea în adevărata lor frumusețe atunci când lucrezi pe suprafețe mari și mai ales pe hârtie rough sau cel puțin cold press, și anume hârtie cu textură pronunțată, pentru că acest lucru ajută culoarea să scindeze în nuanțele din care e formată. Și am mai ales acest model de schiță. Mi se pare ceva foarte interesant, pentru că nu vom acoperi toată foaia. Parțial sus și jos va rămâne albă. Dar vei vedea despre ce vorbesc când ajungem în punctul respectiv. Deja se vede cum scindează în gri și violet. Foarte interesant. Ok. Hai să trecem la altceva. Se iau Isteria și cred că îi pun niște Davis Gray. Mi-ar plăcea un violet mai gri.
probabil că va dura foarte mult acest videoclip. E o lucrare mai migăloasă, dar vă ziceam, eu cred că e mai potrivit canalul meu pentru cei care doresc să picteze alături de mine ca metodă de relaxare, mai puțin ca un canal de divertisment pe care îl urmărești, nu să te uiți la televizor, de exemplu. Am avut niște comentarii că e puțin prea lent, e și dificil să vorbești în timp ce pictezi. Și deocamdată cel puțin nu-mi propun să editez videoclipurile pe care le fac. Odată nu am nici timp, nici să le fac, nici să studiez despre editarea lor. Dar, repet, nici nu mi-am propus să fie un canal de divertisment, așa că este ceea ce este. Și dacă îți face plăcere să pictezi, îți propun să pictezi împreună cu mine. Apoi, în același violet, am să iau niște neutral tint și am să pun pentru a obține tot un violet, dar cu o concentrație mai mare de gri. Culorile pe care ea le folosește sunt cumva pastelate și desaturate, nu sunt culori foarte vii și multe din ele sunt opace. Și merge chiar până la goașe. Mi s-a părut o paletă foarte interesantă de culori și cu un oarecare efect de calmare. Ce frumos a scindat Shadow Violet. Apoi am de la Paul Rubens Brilliant Yellow Red Hue. E un fel de culoare a pielii. Bineînțeles că poți să mixezi culorile din ceea ce ai. Nici eu nu am toate nuanțele cu care lucrează ea, am pus ce am avut cât de cât apropiat de și cumva să meargă pe aceeași idee de paletă de culori. Cred că ar trebui să-l usuc, pentru că nu mai am zone pe care pot picta să nu atingă celelalte zone umede și revin.
Am uscat cu fenul foaia și mergem mai departe. Am să iau niște Venetian Red de la Paul Rubens. Acesta e un stil de a picta care aduce mai degrabă o colorare și se aseamănă cumva cu pictura în guașe, pentru că ea vine dintr-un background de pictor cu guașe, dar tocmai pentru că e așa de migăloasă, e o tehnică foarte bună pentru relaxare. Și un fel de terapie, de meditație sau un alt fel de yoga. Cu neutral tint, cum să fac ceilalți munți. Apoi Yellow Ochre de la Misery Newton.
Am să pun puțin pe pauză, să se usuce. Continuăm aici. O să încerc să combin cumva o nuanță de albastru pal. Nu am așa ceva, așa că să vedem din paleta mea ce reușesc să fac. Combinat un mov lavandă cu un verde mentă și a ieșit ceva. Și aici, de la Paul Rubens, un Cypress Burnt Umber. Stilul acesta al Natasha Newton mi se pare foarte interesant. Probabil când se va mai încălzi vremea, am să-l încerc. Noi stăm undeva în afara orașului și e o zonă deluroasă și când stăm în curte se văd dealurile din prejur și cred că ar fi interesant de stat în grădină și de pictat împrejurimile, dar cumva transformate prin prisma acestei estetici. Fi un experiment interesant. Să las puțin să se usuce, după care voi da aici încă un strat pentru că nu-mi place cum a ieșit și revin. Am mai dat un strat aici. Tot e oarecum neuniform, dar face cumva parte din farmecul acestei tehnici. Și aici am mai dat un strat de titanium white. Acum
Am turnat niște guașă albă și niște guașă neagră. Cu guașa albă voi face câmpul de aici. Apropo, am testat pensulele albe de la Rublof, pe care îți spuneam că le-am luat special pentru guașe și sunt mulțumite de ele. Au oarecum puterea pensulelor Escoda, în sensul că au tot un fir sintetic și permit să se întindă guașele, dar sunt mai ieftine și îți spuneam că mi-e teamă să nu distrug pensulele Skoda de la guașe. Așa că acestea sunt foarte bune. Și tot cu alb, fațada aceasta de la căsuță. Acum va trebui să lasă să se usuce, după care voi reveni cu guașa neagră. Cu guașa neagră am făcut acoperișul și ferestrele căsuței, tufișurile și am conturat celelalte forme de relief. Și tot cu guașa neagră voi trasa niște dungi pe câmpul acesta. Iar acum voi lăsa să se usuce și revenim cu niște detalii cu guașa albă. Acum că s-a uscat guașa neagră, cu guașa albă vom face niște detalii de ramuri în tufele noastre.
Și cam asta ar fi. Acum o voi lăsa să se usuce complet, o semnăm, o înrămăm și revin să-ți arăt finalul. Și aceasta este lucrarea înrămată. Eu cred că este foarte de efect, mai ales ce spuneam cu partea de sus și de jos a peisajului, da, unde nu am pictat, am lăsat albul hârtiei. E o estetică interesantă, inedită și cu siguranță ceva de încercat și, cum îți spuneam, o tehnică foarte bună de relaxare. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă da, lasă un like, abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o până acum și să ne vedem cu bine data viitoare. O zi frumoasă!